Echipa Constanța News se află astăzi în localitatea Constanțeană Târgușor, unde îl vom vizita pe primarul localității, Viorel Petre, pentru a ne face un bilanț al activității sale în mandatul ce se apropie de final. Ne aflăm în fața primăriei, locul unde aici se iau deciziile cele mai importante pentru comunitate, împreună cu Consiliul Local, împreună cu aparatul de specialitate al primarului. Se fac proiecte, totul pentru comunitate, totul pentru locuitorii comunei. Ca proiecte majore pentru comunitate, asfaltarea, apa, canalizarea, gazele, dacă unele din proiecte sunt deja în curs de implementare, altele sunt deja efectuate, finalizate și depuse spre finanțare, cum ar fi gazele, al doilea proiect de asfaltare pentru a se asfalta toate străzile din localitate, apă, canalizare, mireasa, reabilitare și dotare dispensar uman, construire platformă de gunoi de graj care este pe Ministerul Apelor și Pădurilor și se află în faza de licitație, deci este pe ultima sută de metri. Acestea ar fi proiectele majore, viitoare, pentru a se finaliza înfrumusețarea comunei și a ajunge comuna ca o comună europeană. Vă propun atunci să mergem pe teren și să vedem despre ce este vorba. Vă rog. Cum stă comuna din punct de vedere al infrastructurii rutiere? Am început un proiect deosebit de important pentru comunitate, asfaltarea străzilor. Era necesar pentru că toate străzile sunt pietruite și pentru a oferi un confort cât mai bun cetățenilor, era necesară asfaltarea. Am început la Mireasa cu asfaltarea a 4 km, la Târgușor urmează cu 7 km după ce vom începe apa canalizarea, care urmează și asta, ca începând cu 1 septembrie să înceapă deja lucrarea, urmând ca să continuăm cu diferența de străzi, proiect depus deja la Ministerul Dezvoltării pentru a continua asfaltarea, cu încă 14 km. În ce constau lucrările? Pietruire, asfaltare în două straturi, marcare, indicatoare rutiere, rigole de scurgere betonate de o parte și de cealaltă, în funcție de configurația terenului, pentru a fi cât mai bine făcută lucrarea. Și când estimați că vor fi terminate aceste lucrări? Termenul de finalizare este 31 decembrie 2021 și pentru asfaltare și pentru apă canalizare. Sperăm ca să se termine cât mai repede posibil. V-ați preocupat și de instalația de iluminat public. În ce constă acest proiect? Lucrarea a fost efectuată cu banii din bugetul local. Au fost înlocuite toate cablurile și toate lămpile de iluminat. Dacă înainte era o lampă la doi stâlpi, acum avem lămpi pe LED cu iluminat corespunzător pe fiecare stâlp în parte pentru a oferi un confort cât mai bun cetățenilor. Care este avantajul acestui tip de iluminat public? Iluminare mult mai puternică, consum redus de kilowați, financiar redus. Domnule primar, se spune că o comunitate responsabilă este judecată după importanța pe care o acordă educației copiilor și tinerilor. Cât de importantă este educația pentru comunitatea din Târgușor? Este foarte importantă și pentru asta m-am implicat foarte mult în a crea condiții cât mai bune elevilor pentru a-și desfășura orele în cele mai bune condiții. Astfel, am reabilitat școala prin izolare, schimbarea sistemului de încălzire, a fost dotată cu mobilier nou, table interactive mai nou acum, pentru desfășurarea orelor și online și în clase. Este învățământul o componentă foarte importantă pentru dezvoltarea localității. Prima dată trebuie să încep cu învățământul, abia după aceea cu celelalte componente. Pentru asta am început o lucrare privind acoperirea terenului de sport multifuncțional. Dacă nu am avut posibilitatea să facem o sală de sport
o vom folosi pe aceasta ca și sală de sport pentru elevi pe perioada iernii, va fi acoperită cu prelată, încălzită pe timp de iarnă, iluminată corespunzător, pentru a se desfășura orele în cele mai bune condiții. La cât se ridică această investiție și cum a fost realizată? Investiția a fost din bugetul local, 420.000 de lei cu TVA cu tot pentru terenul de sport, iar pentru școală undeva în jurul sumei de 150.000 de lei. Pentru a gospodări cât mai bine domeniul public al comunei a fost necesară achiziționarea acestor utilaje, tractor, remorcă, perie de măturat șoseaua, freză de zăpadă, plug de zăpadă, tocmai pentru a asigura un confort cât mai bun cetățenilor, să întreținem străzile, spațiile verzi, tot ce este bun pentru a arăta o comună frumoasă, o comună europeană. Investiția a fost din fonduri europene, printr-un program GAL. Am și luat hotărârea de a reabilita și dota acest cămin cultural, pentru că avea foarte multe defecte și trebuiau reparate. Trebuia dotat corespunzător pentru a se desfășura toate evenimentele care sunt într-o localitate, nunți, botezuri, spectacole. Era necesară reabilitarea și dotarea acestui cămin cultural. În ce au constat lucrările? Reparație la scenă, acces în toalete din căminul cultural, toaletele despărțite pe femei, bărbați, persoane cu handicap, dotare, bucătărie, o sală de protocol, reabilitare termică, izolată, tot ce trebuie pentru a arăta cât mai bine în localitate și a fi utilă pentru locuitorii comunei. Reabilitare, sistem de alimentare cu apă, privind înființarea unei stații de pompare, captarea unui dren și montarea unui bazin de acumulare pentru a asigura apa locuitorilor Mireasa. Această investiție e deosebit de importantă și țin să precizez că aceasta este singura sursă de apă din localitate care putea fi captată pentru a asigura necesarul apei în localitate. A fost nevoie de această investiție în localitatea Mireasa, inclusiv în localitatea Târgușor, investiție necesară pentru locuitori. Aceasta este una dintre ele, fiind necesară pentru a depune decedatul la capela mortoară, una că este mult mai igienic și mult mai bine fiind dotată cu absolut tot ce trebuie pentru cele necesare unei înmormântări corespunzătoare,